Bună seara, dragii mei! Mihai Racovician, realizatorul emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România, în rubrica Morala Creștină, Fundamentul Intelectualului Veritabil. Continuăm să prezentăm ce ne-am propus anul acesta, adică identificarea de modele pe care românii le așteaptă ca și pâinea caldă, ca și un, să zicem, balon de oxigen într-o societate îmbâxită de toxinele care vin ori din Europa, ori din lumea întreagă, ori de prin Australia, ori de pe unde, aproape că nu mai avem modele. Însă mă bucur că echipa noastră astăzi se întregește și sperăm să găsim parteneri serioși. Și vreau să vă prezint în primul rând noul venit și înainte de a-i da cuvântul, vreau să vă spun că în perioada tinereții, pe când mă ocupam de orchestră împreună cu fratele meu, am avut un concert maestru, adică prin violonistul al orchestrei de la Biserica numărul 1 Timișoara, care era cea mai bună din țară, fără să fim modești, pentru că lucrurile adevărate trebuie spuse. În perioada comunistă chiar am făcut turnee prin România și era un copil extraordinar de modest, dar foarte valoros, cu un suflet mare, pe care nu uit niciodată, că totdeauna era un copil înalt cu o inimă mai mare ca el. Mă bucur să-l salut și știu că am insistat să vină în echipa noastră, sper să nu fie doar o trecere sporadică, ci să fie un stâlp de nădejde, așa cum l-am știut eu. Sper, Adi Popa, dragul meu, că nu te-ai schimbat! Domnul, să te parte în carul lui de biruință și mulțumesc că ai acceptat să vii în echipa noastră. Și eu mulțumesc de invitație. Cuvintele de prezentare sunt destul de generoase. N-aș spune că sunt exagerate, dar aș spune că, într-adevăr, Dumnezeu lucrează în viața fiecărui om și în măsura în care ne lăsăm călăuziți de gândul care vine de la el, viața noastră arată altfel în locul în care ne-a așezat el. Și noi suntem în continuare cu prietenii noștri, domnul Mirel Tarpeș, consilier județean de la Arad. Bine ai venit, Mirel! Bună seara! Mă bucur să vă reîntâlnesc! Cu pastorul Gigel Olaru de la Lugoș, care am multe lucruri de împărțit și mergem în continuare să mergem mai departe. Bine v-am găsit! Și cu directorul școlii de la Margina, domnul expert din cadrul corpului de experți de pe lângă ministrul educației, domnul Petre Ionel. Bine ai venit, Ionel! Bună seara, bine v-am găsit și la mulți ani! La fel! Și tuturor! Și suntem sub egida, îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Domnul Hristos, când a plecat la cer, ne-a transmis un mesaj și ne-a spus foarte simplu, clar și concis: îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Și evident că această emisiune este o repetiție față de ieri, pentru că ieri am avut parte de doi colaboratori consacrați, putem spune, un agnostic evreu și colegul meu de la Miercurea Ciuc, pe același subiect, pe același tronson, am încercat să vedem, să identificăm aceste modele, adică Domnul nostru Iisus Hristos, care rămâne modelul schimbării, care a venit să înfăptuiască legea prin alte metode pe care unii oameni nu le dețin și trebuie să le învețe și, evident, oameni de lângă noi contemporani sau care au trecut la cele veșnice și au lăsat în urma lor unde și urme frumoase și ziceri foarte, foarte importante. Și în seara aceasta ne vom ocupa de câteva chestiuni legate de principii. Și am să-mi permit să vi-l introduc pe marele om politic, seniorul politicii românești, Corneliu Coposu, care am avut șansa să iau un interviu în anul 1990 și m-a cucerit prin modestia unui munte de om. Un om care a spus că în politică negociem orice, dar nu principii.
Este un lucru fabulos și ca să înțelegem toți cei care ne privesc, simplitatea limbii române este că principiul reprezintă un element fundamental, o idee, o lege de bază pe care se întemeiază o teorie științifică, un sistem politic, juridic, o normă de conduită, etc. Sunt convins că fiecare dintre noi înțelege acest subiect și vreau să-l abordăm. Și vreau să începem cu politica, pentru că am adus în sfera asta prezentată de către oameni creștini modul acest de lucru. Domnule Mirel Talpeș, în ziua de astăzi, oamenii politici mai au principii? Bineînțeles că aș putea emite și probabil fiecare dintre noi a putea să emitem un fel de considerente intuitive și statistice, deoarece nu cunoaștem bucată cu bucată pe toți oamenii politici. Dar după cum arată scena politică românească, am putea să spunem că aderența la principii și acțiunea perseverentă și consecventă pe baza principiilor nu prea o vedem. Dacă am simplificat lucrurile, am putea să spunem principiile cam lipsesc din viața politică românească. De asta cred că ar fi totuși un mod nedrept de simplificare. Cu siguranță sunt persoane care și în viața politică, la fel ca și în viața socială, în orice domeniu, sunt persoane care au principii, principii pe care le înțeleg, principii ferme și în baza cărora acționează. Sunt convins de lucrurile astea și de aceea am provocat această discuție, dezbatere, pentru că noi va trebui să semănăm și să aducem în spațiu public, să reiterăm cât mai simplu că este necesar de oameni cu principii. Domnule pastor, dumneavoastră vă ocupați în mod special cu sufletele oamenilor, chiar și cu acelor politici. Identificați oameni cu principii, cât de mulți sunt și au valorile. Au valoare principiile în viața unui om? Vreau să pornesc de la deviza seniorului Coposu, care a spus un lucru extraordinar de important. Negociem orice, dar nu principii. Mie îmi place să cred că dânsul a fost foarte sincer și a recunoscut că în politică nu sunt principii. Nu poți să creezi principii în politică. Eu cred că abordarea e greșită și vreau să îmi spun un punct de vedere. Recunosc că noi, ca și creștini, în general, când ne implicăm în politică, și aici o să intervin o altă întrebare, e necesar să ne implicăm sau nu, eu m-am implicat. N-am rezistat decât un mandat. De ce? Pentru că am avut principii. Ai avut principii. Și ca atare, trebuie să ne implicăm să ducem aceste pas cu pas să introducem principiile. Este foarte adevărat, constatările sunt, 29% din populație s-a prezentat la vot, e un dezastru. Dar noi trebuie să prezentăm alternativa speranței. Domnul director, cum e cu principiile astea? Formați mentalități. Aveți obligația să creșteți generația tânără. Cum e cu ele? Eu spun că ar trebui, odată învățați elevii din punct de vedere al dicționarului explicativ român, ce înseamnă politic. Pentru că dacă ne gândim la termenul de politic, ne duce ceva la politicos, la ceva frumos. Ar trebui altfel văzut termenul de politic. Ar trebui. Eu fac. Trebuie. Parcă totuși ar trebui, domnul director, să zic, eu, având în vedere limba dragă românească, așa fac. Ideea este foarte simplă. Așa trebuie făcut, să se respecte principiile, pentru că principiile se învață în familie, se învață la școală și la biserică. Domnul Popa, sunteți nou în echipa noastră, având în vedere că suntem 5 și sunt convins că avem ce spune și sunt idei multe și o să avem mai multe chestiuni. Cum e cu principiile pe la Tulcea? Păi, dacă ar fi să spunem așa, în primul rând, uitați-vă că Tulcea este un conglomerat de 14 etnii și de ce am folosit această introducere? Eu sunt timișorean încă după 30 de ani de plecat din Banat. Oricum și noi, tot cam așa e. Da.
Da, dar ne uităm totuși la acvariu, cam cât de mare este și vă dați seama că la un moment dat aceste principii care izvorăsc din educație, o educație care vine din familie, o familie care are un profil, un istoric, poate niște tare pe care le poartă, începând de la cultură și pornind mai departe la religie și apoi în exprimarea în societate, inclusiv în politic. Lucrurile nu mai sunt la fel ca și într-o zonă atât de largă cum este Timișoara și cum sunt alte, eu știu, centre universitare. Deci, da, principiile acestea ajung să fie destul de, cum să zic eu, dur exprimate la un moment dat. Pentru că dacă interesul este, chiar astăzi stăteam de vorbă cu o doamnă care a fost în fruntea unui partid sau, mă rog, exponentul unui partid la Tulcea și după toată discuția mi-am dat seama că oricum noi, eu personal, nu aș fi avut puterea să ajung la conducere acolo unde îmi doresc eu, mai sus, pentru că colegii mei din București, fiind mult mai mulți decât noi, ar fi ocupat oricum toate locurile și numai Dumnezeu este cel care a făcut, spunea ea, să fac un pas înapoi și să-mi dau seama că mă îndrept spre un eșec. Un eșec pe care tot partidul doamnei l-a împărtășit, dar pentru dumnea ei, în mod personal, a fost mai ușor să se retragă. Chestiunea este că, da, principiile rămân cam în urmă când vine vorba de interese. Și eu, din zona în care mă simt puțin strâmtorat, sunt și ultimul venit și cel poate, nu știu, mai puțin cunoscător de asemenea întâlniri. Am auzit că v-ați adresat unui director din zona educației, unui pastor, unui om din zona politicului. Mă întrebam pe mine cum o să mă etichetați sau din ce direcție să vin. Vă spun că am stat de vorbă cu oameni politici și am observat câtă zdrobire sufletească poate să fie în viața, de aproape, în viața unor oameni politici, datorită acestei întrebări. Unde sunt principiile și cum le aplicăm? Chiar în Fabulos, seara aceasta fabulos, am Adi, urmărit. fabulos. Uite, vezi, tu vii din dreptul analizei sufletului, care pe noi ne interesează foarte mult și noi vrem să schimbăm puțin paradigma, să prezentăm lucrurile altfel. De ce l-am ales pe seniorul Coposu? Era un om care, pentru principiile lui, a suferit 17 ani în pușcăriile sau temnițele comuniste și a promovat câteva principii. Am să le enumăr pe toate și după aceea le vom aborda pe rând fiecare cum le înțelege. Părerea ta contează este și un alt slogan pe care îl folosim noi mai mereu în această emisiune. Principiile pe care le vom dezbate astăzi sunt morala creștină, libertatea, dreptatea socială, democrație și patriotismul luminat. Haideți să începem cu morala creștină. Mirele, cum putem noi să sprijinim înțelegerea acestei sintagme morală creștină? Eu cred că dacă spunem morală, implicit spunem și creștină, pentru că eu nu pot să înțeleg o altă morală decât cea care este. Excepțional, fabulos. Ieri, fii atent aici, trebuie să spun, astăzi mi-ai dat o replică de milioane. Mi-a plăcut enorm. Pentru că cel de agnostic, prietenul meu, că e un prieten foarte bun, pentru că trebuie să avem relații de colaborare până la limita în care ne separăm, a spus că el apreciază morala și l-am întrebat eu, dar cum o pui în practică dacă nu ai un exemplu? Iar tu ai dat acum replica fabuloasă. Nu, da, pentru că nu cred că poate să existe principii imuabile sau valori imuabile altele decât cele care izvorăsc din caracterul lui Dumnezeu. Altfel nu avem, nici nu pretinde nimeni că ar putea să existe o altă sursă a unor valori care să nu se schimbe și valori universale. Nici o altă, să spunem, religie sau ideologie sau nu. Nu, nici măcar nu afirmă sau nu presupune înrădăcinarea unor principii sau unor valori neschimbabile altfel decât în divinitate, cum o înțelege fiecare. Iar de aceea spun, morală creștină probabil este o repetare. Iar izvorul din
câte, cum văd eu lucrurile, mai ales că sunt destul de apropiat de viața socială, adică de relațiile dintre oameni și viața lor în societate. Cred că morala creștină probabil că și are unul dintre piloni în sanctitatea vieții. Suntem fiecare persoană, este o persoană creată de Dumnezeu. Valoarea pe care o are fiecare persoană, că este director de școală, că este prim violonist, pastor, topograf sau inginer geolog, sau ce ar fi, valoarea noastră în primul rând, înainte de toate și fără să fie să se ferime, este dată de faptul că suntem ființe create de Dumnezeu. Și atunci avem datoria noastră să ne respectăm, să respectăm această valoare pe care o are fiecare dintre semenii noștri. Și de aici cred că... Cum interpretăm noi morala creștină din partea ta ca pastor? Atenție, ne propunem numai puțin să mai fac o precizare. Anul acesta, aceste modele vrem să le fundamentăm pe viața Domnului Hristos, dar prezentată în mod laic, nu dogmatic, nu teologic. Vrem să vedem faptele lui care ne-au îndreptat spre a alege ca și model personal. Te rog! Așa cum spune tematica emisiunii, morala creștină este fundamentul. Fundamentul este temelia pe care se construiește și, cum spunea și Mirel, ea vine de la Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. Și marea problemă cu care ne confruntăm este că ne uităm în special, acum noi vorbim despre politicieni, într-adevăr. Domnul Coposu a fost un om temător de Dumnezeu, un om care s-a încrezut în Dumnezeu, un om care, într-adevăr, a avut o relație cu Dumnezeu și, într-adevăr, a avut un fundament foarte bine pus. Asta l-a ajutat să biruiască 17 ani în închisoare, să biruiască toate celelalte lupte care au avut loc în potriva partidului în care dânsul s-a găsit atâția zeci de ani, dar este foarte greu să mai găsim oameni, în special în politică, care să aibă o morală creștină, adică un fundament sănătos pe care să-și clădească principiile în viață. Ionele, spune-mi, te rog frumos, cum e cu profesoratul ăsta și morala creștină? Tendința profesorilor moderni, care este? Tendința este ca profesorul să fie facilitator, adică să dă un exemplu și să lasă pe copil, pe elev, să descopere anumite situații. Este un om care este un model pentru copil prin comportamentul lui și poate să fie un influencer, să zic, o persoană care poate să fie influențat sau să influențeze gândirea unor copii. Dar cum explicăm că învățământul românesc actualmente e într-un dezastru continuu? Cum explici că, deși filonul de aur al unei societăți, indiferent că românească sau americană, reprezintă învățământul, iar noi ne degradăm pe zi ce trece? Din punctul meu de vedere este că colaborarea între părinte și profesor și comunitate este... Nu este închisă cum se închide de, în general, triunghiul și este un pic, nu sunt legate cele trei laturi și de asta se întâmplă ce se întâmplă. Cum te gândești să rezolvi această problemă? Foarte bine punctat, dar vreau soluții. Nu ne trebuie soluții, noi suntem puțini, vrem să traversăm această prăpastie. Prin consilierea părinților, activități de parenting familial, unde acolo să se explice cât de important este învățământul românesc și cât de importantă este educația pentru om și unde poate să-l ducă pe om, ce poate să facă și să aibă un viitor bun și să fie bun pentru societate și să respecte principiile creștine și valorile de bune moravuri într-o țară sau într-o... Prietenul meu Adi Popa, având în vedere că nu ți-am găsit, să zicem, un alt apelativ, dar sper că asta e o calitate, să fii prietenul meu sau eu al tău, depinde dacă mă onorez. Ce părere ai tu despre morala creștină? E un subiect foarte adânc și nu avem timp.
În primul rând am constatat... Dar nu trebuie să revizăm astăzi. Am constatat cu durere că România nu este un stat creștin. Nu se definește prin această etichetă. Da? Este un stat național. Și atunci ori vom lupta pentru a ne redobândi pretenția de țară creștină și atunci în coloana vertebrală a modului în care gândim se vor regăsi principiile creștine și vom lupta cu toții ca națiune creștină, ori cei care am rămas și suntem, cum să zic eu, tributari unui crez lipit de creștinism, lipit de Dumnezeu, lipit de caracter. De ce tributar? Te rog să mă explici de ce folosești acest termen, tributar? Am spus tributar este poate un termen nepotrivit în momentul de față, dar în lupta aceasta asiduă între valorile creștine și realitatea, așa zis creștină din România, e o silință. Chiar Hristos spunea și e o silință să fii creștin cu adevărat. Și atunci când zici tributar, eu aș spune că e o alegere pe care robul din Vechiul Testament, după 7 ani de slujire în casa stăpânului lui, o face să se înrobească din nou stăpânului lui pe viață și îl costă foarte mult și e un tribut pe care îl plătește, e un preț pe care îl plătește de bunăvoie. Foarte, foarte bine. Mă bucur foarte mult de idee. Este corectă aprecierea și deci ca să putem să avem o țară cu morală creștină, trebuie să plătim un preț. Haideți să trecem la libertate. Ce semnificație putem să-i dăm acestui principiu, Mirele? Putem să înțelegem faptul că fiecare persoană este liberă și este liberă, a fost creată și lăsată pe acest pământ cu vocația libertății. Adică fiecare dintre noi suntem liberi, avem liber arbitru, în relația noastră cu Dumnezeu avem libertatea să acționăm liber, să spun așa, o traducere a liberului arbitru, iar dacă în relația noastră cu Dumnezeu avem această libertate, cred că avem această libertate în fața oricui sau în relație cu oricine. Până la punctul de a nu încălca libertatea celorlalți și a putea să trăim în societate împreună și în mod armonios și de a respecta principiul, celelalte principii, principiile, nu este principiul sanctității vieții și principiul libertății celorlalți. Cum e cu libertatea? Dumnezeu ne-a creat oameni liberi. Datorită păcatului, omul a fost subjugat. Și a devenit, din liber, a devenit, cineva a pus stăpânire pe el. Și de aici este toată problema. Datorită faptului că trăim într-o țară unde adevărul nu este promovat și oamenii nu au posibilitatea să cunoască adevărul, deși merg foarte mulți la biserică și îl caută pe Dumnezeu, dar se promovează mai mult alte lucruri decât adevărul, adică cuvântul lui Dumnezeu, sigur că nu poți să aibă libertate. Libertatea, adevărul, este cel care ne face liberi. Și dacă nu cunoaștem adevărul, nu avem libertate. Să ne exprimăm, să trăim liberi, să ne bucurăm de viața pe care Dumnezeu ne-a dat. Asta este adevărata libertate. Acum că fiecare dintre noi avem o familie, suntem îndatorați soții, soțului, copiilor, obligațiile care ni le asumăm de bună cuvință. Dar adevărata libertate este aceea care te face ca toate acestea să le faci cu drag, cu bucurie, fără presiune și fără, amenințare. E o diferență, domnul profesor, între libertate și libertinism? Ce părere ai? La noi în România avem libertate sau un fel de surogat de libertate? Cred că un amalgam. Sau nu este bine înțeles această libertate? Ai foarte bine punctat. Foarte bine. Da, deci e un haos, să spun așa, sau un amalgam în care fiecare vede anumite situații și politice și religioase cum vor. Deși, așa cum a spus și fratele Gicel, trebuie să mergem
la biserică, dar să și aplicăm ce ni se spune. Și atunci avem libertatea de a alege binele sau răul. Pentru că ni se sigur se prezintă ce înseamnă elementul bun și elementul rău cu privire la comportament. Adi, ieri în emisiune am zis câteva chestiuni. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și a fost o întrebare care și acum așteaptă răspuns. Ce este adevărul? Cum e cu libertatea? Vedeți că și dragii colegi de dinainte n-au putut să se dezlipească de această, acest tandem între adevăr și libertate. Nu vreau să șochez, dar eu cred că nu există libertate așa cum ne imaginăm noi. Și dacă da, luăm fraza aceea... Aici vreau să întreb ceva. Dar ne-o imaginăm? Da, ne-o imaginăm. Este părerea mea că ne-o imaginăm, pentru că dacă este să fim sinceri și să credem cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el, nici Dumnezeu nu a dat lui Adam și Evei libertatea, așa cum o vedem noi astăzi, ci libertatea în interiorul limitelor stabilite de el. Evident, excepțional, același lucru l-am spus și eu ieri, că libertatea nu poate fi libertate fără niște reguli. Nu poate fi libertate fără reguli. Eu am lipsit ieri de la prezentare, deci nu am auzit ce s-a spus, dar datorită faptului că noi am fost creați niște ființe limitate, pot să mă opresc aici. Deci e clar că dacă suntem limitați, atunci libertatea noastră este în interiorul acestor limite. Limite biologice, limite relaționale din punct de vedere spiritual cu Dumnezeu, limitele pe care Dumnezeu ni le-a stabilit, geografic la creație, marginile Pământului, da? un univers creat, o planetă creată, anumite condiții, ajungem și la pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții pe de altă parte, care era o limitare. Așadar, condiția ca omul să trăiască veșnic așa cum ar fi putut să trăiască era să respecte limitele apropierii de copacul binelui și răului și atunci ar fi putut să mănânce din copacul vieții. În momentul în care nu respecti limitele stabilite de Dumnezeu, nu ai libertatea, nu-ți poți lua libertatea, nu-ți poți imagina că ai libertatea să depășești limitele lui Dumnezeu, să mănânci din copacul vieții, să trăiești veșnic. Chiar Dumnezeu spune cu gura lui să-l împiedicăm, dar pe om să mănânce din copacul vieții și astfel să trăiască veșnic. Deci, libertate în esență, într-o ființă creată, materială, limitată, nu există la infinit, ci doar atât cât ne-a fost dat. Avem libertatea aceasta, dar da, am fost creați cu gândul acesta, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, este în ADN-ul uman, este în inima noastră, ne dorim, o să ajungem acolo și acolo, în creația lui Dumnezeu, în supunere, în fața lui Dumnezeu, vom fi liberi, dar cred că acea libertate, odată văzându-l pe cel ce este adevărul, așa cum este, atunci vom pricepe cu adevărat ce înseamnă libertatea și ne vom exprima libertatea așa cum au făcut-o ființele din jurul scaunului, luându-și coroanele acelea pe care poate le-ar fi meritat sau nu, care le-au fost atribuite, coroanele de slavă și aruncându-le către cel care este cu adevărat cel care merită toată slava. Și acolo cred că ne vom folosi libertatea de a ne închina lui Dumnezeu de bunăvoie, nesiliți de nimeni, fără să avem sabia lui Damocles deasupra, de drag, iubindu-l, văzându-l așa cum este. Dar până acolo suntem limitați. Haideți că vreau să vă spun o promisiune. Vinerea viitoare va trebui să continuăm subiectul ăsta, pentru că nu am ajuns decât la jumătate și timpul mai este doar de 7 minute. Este fabulos ce repede trece atunci când avem subiecte interesante în care putem să discutăm, putem să oferim celor din jurul nostru un gând altfel decât că miliția a călcat o fată pe trecerea de beton și nu era în misiune, că Djokovic a mințit, că Rusia vrea să atace Ucraina. Haideți să venim noi, lăsând aceste chestiuni care sunt o realitate,
pot fi o manipulare categoric, haideți să venim cu o nouă paradigmă de a prezenta lucrurile bazat pe principii, pe un model cum este Domnul nostru Iisus Hristos, pentru care trebuie să ne șlefuim în fiecare zi, să învățăm despre El în fiecare zi, să-L transferăm în spațiu public cât mai clar, cât mai simplu, cât mai limpede pentru ca oamenii să poată să înțeleagă. Și încheiem în seara aceasta cu dreptatea socială. Mai avem 6 minute. Având în vedere că sunt 6 minute, avem pentru conchidere despre dreptate socială cu care vom și începe emisiunea viitoare, câteva idei, să zicem câte un minut de fiecare, despre dreptate socială. Ce înțelegi, Mirele, prin dreptate socială? Prin dreptate socială înțeleg libertatea ca fiecare și posibilitatea ca fiecare cetățean să trăiască și să se dezvolte și să se manifeste în concordanță cu dreptul lui natural, care probabil sunt prinse, cuantificate în ceea ce acum se numește modern drepturile omului. Dreptate socială înseamnă că fiecare dintre noi să putem să trăim liberi în societate, să ne manifestăm și să fim răsplătiți de societate pe măsura talentului, a muncii și a perseverenței noastre. Cred că asta ar fi dreptatea socială. Aș sublinia dintr-un bun început faptul că dreptatea socială este un deziderat, mai degrabă este o vocație. Nu este, nimeni nu ne garantează, nu garantează existența dreptății sociale decât în măsura în care fiecare cetățean sau fiecare grup social poate să-și o câștige și să-și o păstreze. Este la fel, până la urmă, la fel ca libertatea și bine ar fi dacă putem să discutăm data viitoare. Avem vocația libertății, dar libertatea efectivă ne-o câștigăm, atât libertatea interioară cât și libertatea cetățenească. La fel și dreptatea socială este un drept de iure, dar de fapt o trebuie să veghem asupra lui, să-l păstrăm, să-l câștigăm fiecare dintre noi și fiecare grup social în fiecare generație și să fim alerți ca să putem să-l păstrăm. Domnule Gigel, ce reprezintă dreptatea socială? Din punctul meu de vedere, subscriu la tot ce a zis Mirel și aș vrea să mai adaug ceea ce înțeleg eu atunci când este vorba de subiectul acesta, că dreptatea socială este starea aceea care mă face pe mine să mă gândesc că nu trebuie să trăiesc doar pentru mine. Trebuie să trăiesc și pentru cei din jurul meu. Ca și creștin, ca și un om care am anumite principii, trebuie să mă gândesc că responsabilitatea care mi-a dat-o Dumnezeu este să mă uit la cei din jurul meu și să nu rămân nepăsător la faptul că sau să încep să îi critic, că sunt leneș și nu muncesc sau că nu fac sau nu dreg. Înțelegi? Fiecare om are libertatea lui, are dreptul lui. Dar sunt unii care, într-adevăr, poate că sunt reținuți din mai multe puncte de vedere. Și eu, dacă sunt un om drept și social, cred, așa înțeleg eu. Deci eu trebuie să vin să fac ceva și pentru semenul meu. Este foarte, foarte important. Este foarte clar mesajul Domnului Hristos. Te rog frumos, Ionele, ce înțelegi tu prin această sintagmă? Dreptate socială. Să dai dreptate și să sprijini orfanul și văduva, să cercetezi orfanul și văduva, să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Da, e un lucru extraordinar. Adi, dragul meu, Ionel, este un copil al statului român, așa îi spunea el, că a fost crescut de statul român la Lugoj și a terminat 2 facultăți. A muncit enorm și îmi pare bine că face parte din echipa noastră, pentru că e un om potrivit care este un model. Și emisiunea noastră își propune să creeze oameni cu potențial, să-i promoveze, să demonstreze că se poate. Adi, ce reprezintă dreptatea socială pentru tine? Pe scurt, aș putea să fac un comentariu. Poate ar fi fost interesant să facem o paralelă între sau o legătură între dreptate și justiție socială. Sunt 2 lucruri care nu sunt același lucru.
Mă gândesc pe de o parte la motivațiile pe care orice persoană le poate avea în momentul în care vede o nedreptate în jurul lui, în societate, și sentimentele pe care ca și om, ca și ființă, le proiectează în situația respectivă, punându-se în situația respectivă, cum m-aș simți dacă cel de lângă mine, dacă eu aș fi tratat cum este cel de lângă mine tratat, și atunci reacția pe care o are este un fel de reacție de apărare a propriilor valori, a propriei vieți, extrapolând, gândindu-se că mai devreme sau mai târziu îi se poate întâmpla și lui. Deci ca și motivație, pe de o parte, dreptatea, din punctul meu de vedere, poate să fie o reacție personală de apărare în fața potențialelor pericole sau realelor pericole prin care alții trec, potențiale pentru mine, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vorbim de justiție socială, cred că aici ar trebui să existe anumite mecanisme de care vorbim și nu este timpul pentru asta. Cine ar trebui să instituie aceste mecanisme? Dacă ne uităm la viitoare vom continua. Legea lui Moise în Vechiul Testament. Legea lui Moise în Vechiul Testament este un fundament pentru justiția socială. Mulțumesc mult! Am fost împreună cu Mirel Talpeș, Gigel Olaru, Ionel Petre, așa, Adi Popa, prietenul meu de la Tulcea, care sperăm să-l mențim în echipa noastră pentru ca să înfăptim binele la români, să îndrăznim, căci Domnul Iisus ne-a învățat că El a biruit lumea, și să învățăm de la Corneliu Coposu, să nu negociem principiile. Doamne ajută, Doamne dă bine, dă înțelepciune și putere poporului român să te iubească, să îngrijească grădina Maicii Domnului, dă multă sănătate și binecuvintează pe român, oriunde ar fi, orice ar face, în așa fel încât să înțelegem că numai apropiați de morala creștină putem salva România. Doamne ajută și numai bine tuturor!